a 22-a ediție a evenimentului Posada 1330 și împlinirea 105 ani de la luptele purtate la Perișan de ostașii români luna octombrie 1916 au fost momentele festive organizate de administrația locală din Perișani. Este pentru prima dată când oficiez acest eveniment. Am ceva emoții, scuze pentru ele. În primul rând, ar vrea să mulțumesc tuturor care ne sunteți alături în această zi atât de sărbătoare, atât pentru Comuna Perișan, cât pentru toată țara Loviștei. Referitor la ziua de astăzi, suntem într-un număr mai restrâns, datorită faptului că suntem într-o situație mai dificilă. Avem un loc fruntaș în fruntea localităților de județul Vâlcea cu o epidemie foarte ridicată de virusul SARS-CoV-2. De aceea am zis să fim într-un număr mai restrâns pentru a putea lua măsurile strict necesare pentru să nu răspândim această boală. Cu siguranță, dacă nu eram în acest impediment, eram într-o formație mult mai numeroasă. Aveam deosebită plăcere să oficiem acest eveniment, să-l împărtășim împreună cu toți localnicii din localitate, cât și cei din pretutinde. Dar datorită faptului în care suntem, nu putem decurge la acest eveniment. Nu am putut să anulăm acest eveniment din prisma faptului că s-a muncit în ultimii ani foarte mult pentru a aduce în localitatea noastră o istorie foarte importantă atât pentru noi cât pentru tot județul Vâlcea. Și de aceea am zis să oficiem în cinstea bătăliei de la Posada, al eroilor căzuți la bătălia de la Posada, acest eveniment și să nu-l dăm uitării. Vreau să vă felicit și pe dumneavoastră și pe cei care au depus o luptă colosală pentru ca astăzi, la Perișani, să trăim aceste momente unice de istorie. Eu vă spun că mulți sunt invidioși pe dumneavoastră ca și localitate, pe de o parte pentru zona în care ne aflăm, pe de altă parte pentru că am reușit de-a lungul timpului și ați reușit dumneavoastră de-a lungul timpului să demonstrați că aici s-a dus bătălia de la Posada. Prezent la manifestări, deputatul liberal Cristian Buican a vorbit despre folosirea celor două evenimente în scop turistic. Vreau să vă felicit în primul rând pentru faptul că dumneavoastră, membrii Consiliului Local Perișani, ați reușit să marcați acest moment și în condiții foarte dificile de pandemie. O organizare foarte bună, da? Care să marcheze a 22-a ediție a acestui important eveniment, care, așa cum ne-am plănuit noi de-a lungul timpului, trebuia să fie un eveniment de mare anvergură și care să pună localitatea noastră pe harta turistică și culturală a României. Din păcate, situația medicală nu ne permite acest lucru. Însă, aș vrea să mă refer mai puțin la chestiuni de natură istorică, să mă refer la câteva lucruri ce țin de viitorul acestei localități. Eu cred că faptul că noi avem acest privilegiu de a locui în zona în care s-a dus această bătălie, putem să atragem foarte mulți turiști care să se bucure de toate facilitățile din zonă. Însă, acest lucru nu poate să vină de la sine. Trebuie pregătite bine toate lucrurile, atât din punct de vedere al infrastructurii, însă, cred că trebuie și din punct de vedere cultural să ne dezvoltăm ceva mai mult. Am fost la multe astfel de acțiuni în țară. Să știți că localitățile care au profitat de turism în ultima perioadă s-au pregătit intens pentru acest lucru.
dincolo de infrastructura pusă la dispoziția turiștilor, de străzi, apă, canal, pensiuni, să știți că ei pun la dispoziție și niște, să spunem așa, spectacole culturale, tradiționale, de care turiștii se bucură. Sărbătoarea localității s-a încheiat cu un tedeum religios și cu depunerea de coroane la statuia lui Basarab I de la Posada și cimitirul eroilor. Învierea și viața și odihna dormiților, robilor tăi, soldați români, că zâncătate câmpură de luptă, Iisuse Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Împreună și fără de început al tău, Părinte și de-a Sfântului Bolule și de viață făcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul adormiților, robilor tăi eroi, soldați români, că pe toate câmpile de luptă, și le fă lor veșnică pomenire. Spre a fi mai dulce somn,